Salut! Sunt George Bonea și sunt speaker de Motivațional. Ce faci patrimoniu uman? Cum te simți? Toate bune și solide la fundație? Te pregătești să ieși la Bayram? Party? A, ah, tinerețe! Îmi place spiritul tău, ești vivace, mereu pus pe dans sau cum îi zici tu la băția la aia ritmică. Tu nu dansezi, tu zgâlți un pahar până îi se decantează conținutul. Nu mai râde, nici tu nu dansezi, ai spazme, unde mergi? Pe centru? Centru vechi? București? Frumix. Parfum cu iz de istorie, cultură și zugrăveală ieftină. Înainte să te afunzi în dezmăț tineresc, aș vrea să-ți rețin atenția pentru câteva detalii. Mi s-a făcut puțin poftă să te plim prin niște zeci de ani de nimicnicie locală, corupție autohtonă și Dunning Kruger, că poate așa îți fac mai multă poftă să bei. Cu siguranță o să te fac să plângi. Dar mai bine plângi acum, înainte să ajungi în club, decât după ce te-ai îmbătat și ți-ai sunat toate fostele relații. Hei, aș putea să-ți vorbesc și pe ritm de bumții bunții, piese cu iz de fericire perpetuă, pe care să arunci șervețele în aer. Dar nu. Până ajungi la clubul favorit, care probabil nu mai e același de acum ceva timp, pentru că a dat faliment, și a schimbat numele în vreo nouă schemă financiară, are alt patron, ori altă șmecherie tipică centrului vechi din București. Te invit să savurești cercetarea făcută de Emanuela Grama în cartea Centrul Vechi din București, Politică și Patrimoniu. Ce buchet, ce aromă, ce cupaj. Poate eu să spui, cărți, Stai puțin, nu dispera, micul meu alergic la foaie scrisă, dar cu foarte multe pretenții să-i fie mai bine în viață. Cartea asta e atât de amară în conținut încât ai putea să o amesteci cu gheață, energizant și o bucățică de portocală. Agită totul într-un shaker, așa cum te zguduie pe tine nevoia de casă. Savurează în tihnă și cu sare de la lacrim pe marginea paharului. O să tragi de ea toată seara, și când o să crezi că n-ai nimic, o să-ți dea una în moalele capului. Așa e și cu șoturile. Știi deja. Nu-ți place să citești? Știu. Nu te cunosc eu pe tine? Păi dacă ți plăcea să citești textul ăsta era pe un blog, nu în format video. Dar asta e. Trebuie să fac sacrificii dacă vreau să mă fac iubit. Și poate ai noroc și fac ăștia un serial după viața centrului vechi din București. Crede-mă, bucata aia de pământ e mai palpitantă decât orice ai putea tu să faci în viață. În ultimii ani m-am împiedicat de vreo trei ori în centrul vechi și bordurile alea au avut un impact mai mare asupra mea decât o să ai tu în 80 de ani de viață. Da, mama ta a avut dreptate. Spre deosebire de tine, există pietre care au făcut mai multe în viață. Revenind, în primul rând, centrul vechi este prima bucată de pământ diagnosticată cu tulburare bipolară imobiliară. Sunt un nimic, sunt totul, sunt o ruină, sunt foarte cool, Asta e centrul vechi în ultimii 50-60 de ani. Ca să vezi și tu cu cine îți dai întâlnire seara. Dar, hei, centrul vechi e genul ăla enervant care e plin de probleme și o ține sus și tare cu cine mă iubește, mă acceptă așa cum sunt. Ai probleme, nu le mai romantiza, mergi la terapie, ok? Cine te iubește te vrea în cea mai sănătoasă formă. Cum spuneam, poate te întrebi. De ce e așa important să vezi un video de atâtea minute despre cel mai șmecherie loc din București, dacă e străin, lipsit de standarde, ori ambele? Povestea centrului vechi din București are o istorie foarte bogată și foarte fardată. Nu vreau să-ți răpesc plăcerea lecturii, obsedatule după citit, dar vreau să-ți spun că centrul ăsta vechi, pe care îl prețuim atât de mult, a apărut în discursul colectiv abia prin 1950 anii 1950. Până atunci era doar o altă parte a satului numit București, un melanj de mahala cu spațiu comercial, la granița dintre mahalaua locativă și glorioasa și impozantă bucățică de mic Paris, de care ne place să ne amintim ca fiind lumea bună din interbelicul de aur. Lume bună care de bine ce făcea plebeilor nu-i de mirare că au venit două extreme și abia dacă s-au lăsat gonite. Dacă au plecat vreodată. Psst, n-au plecat niciodată. Sunt acolo. Sunt în noi nostalgici după ea sau ei alții. În ceea ce azi numim centrul vechi, era cândva ceea ce azi numim mall. O treabă organizată cu diverse minorități etnice, cu spirit antreprenorial, asta după ce lideri politici de acum vreo două secole au vândut acestor oameni bucățile unei curs domnești ruinate și abandonate. Le-a spus că la 5 minute de metrou și ei au luat că au gândit în perspectivă. Nu te mai plictisesc cu detalii istorice, cu siguranță le știi și tu că ai atâta capul de școală. Că vorba aia, bacul a luat-o sproștii. Bine, ține și tu cont că peste aceste minorități de care vorbim a trecut și nițel antisemitism, dar când au venit comuniștii, încă mai erau pe acolo câțiva, făcându-și treaba. Și pac! Vin comuniștii și ăștia spuși pe regândit orașul după idealurile lumii noi. Adică lumea nouă de la Moscova. Problema e că după al doilea război mondial, populația Bucureștiului creștea de dea pe afară. Și încă nu se construiau rezidențuri în Ilfov, deci partidul trebuia să-i caseze pe toți undeva. Era criză locativă. Comuniștii s-au pus pe făcut blocuri pentru că asta știau ei. Că poți băga mai mulți oameni într-un spațiu mic și pentru că nu și-au dat seama că mai bine dădea o mașină fiecărui om și să-i lase să se întindă cu orașul până la Târgoviște cum probabil o să se întâmple. Bune, rele, urâte, frumoase, practice, opinii despre blocurile comuniste, socialiste, staliniste, comuniste, ceaușiste, puteți să aveți cu nemiluita la comentarii și la cimitirul Ghencea Militar. Planul era să se facă blocuri peste tot, chiar și în ceea ce azi numim centrul vechi. Da, ai auzit bine, blocuri în centrul vechi. Doar că arheologii patriei au intrat pe felie și au zis, nu! Nu puteți face blocuri aici, pentru că am găsit niște ziduri, și zidurile astea au urme de trecut glorios. Când liderii comuniști au auzit asta, au zis, opa! Stați puțin! Ce trecut glorios mai exact avem în meniu? Și arheologii au răspuns, ce trecut glorios vreți voi? Și comuniști au zis, aveți cumva cu trecut glorios stalinist, care arată că suntem legați de slavi și apropiați tezauri genetic de ruși? Și arheologii au zis, păi n-avem noi? Cum să n-avem? Și dacă n-avem, facem. Și așa, o zonă care trebuia să devină un alt cartier de blocuri, blocuri ale căror balcoane să le închidem cu termopane peste ani și să atârnăm pe ele aere condiționate amplasate aiuritor, ca niște negi, a devenit o zonă semi-blocată pentru ca arheologii să dezgroape gloriosul trecut. Vă dați seama că arhitecții erau fierți de nervi și s-au jurat că dacă îi prind pe arheologi, le rup mistriile. Arheologii le făceau în ciudă. Na, 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 Partidul ne place mai mult pe noi, să vă băgați blocurile în lupta de clasă. Știți cum sunt. Arc peste timp, Stalin moare și liderii comuniști români vor să o rupă cu rușii și să fie comuniști. Dar comuniști mai altfel. Așa că se începe zugrăveala identității naționale. Și atunci liderii le spun arheologilor, în centrul ăla vechi aveți niște dovezi că suntem români, boși de boși, de mii de ani? Și arheologii au zis, dacă nu avem facem. Așa că s-au căutat și au găsit dovezi că imediat după Big Bang a apărut România și că primul om, fiind și primul român, avea bitcoin și abonament la sală. De unde și dilema existențială a perioadei comuniste, ce a fost prima dată? Dorința lui Nicu Ceaușescu de a fi măgulit lingual? Ori au venit sărutările pe dedesubt din proprie inițiativă a unora care au supralivrat? Și lui Ceaușescu a ajuns să-i placă până a devenit dependent ca fitul la 13 ani de țigară electronică. Ceaușescu și Gașca au dat like la tipul ăsta de discurs pentru că 1. Îi făcea pe români să fie importanți, 2. Îl făcea pe Ceaușescu să fie important. Cine nu cânta în struna glorioasei nații, trebuia să-și caute altceva de muncă, să pună marfă pe rafturile magazinelor, fostelor nemaimaji. La la la, merge mai departe spre finalul perioadei comuniste. Centrul vechi e un melanj de arhitectură mai mult sau mai puțin renovată, uneori refăcută după un imaginar tradițional, care să se pupe cu direcția ideologică a partidului. Hashtag geamlâc. În rest, e un spațiu liminal în care au fost mutați, mulți oameni săraci care se întâmplă să lucreze la salubritate și se întâmplă să fie de etnie romă. Partidul le-a promis că îi ține acolo până le termină de făcut și lor blocuri și apoi îi mută în case noi, ca tot românul. Adică așa cum s-au mutat și părinții tăi care te ceartă că n-ai casă la vârsta ta. Dar ei au primit casă de la stat. Mă rog. Până la urmă, comuniștii erau cam chitiți să demoleze centrul vechi, că nu se pupa cu centrul imaginat de ei, centrul civic. Dar voiau să mai păstreze două, trei chestii ca să nu facă arheologii zona zoster pe sistem nervos și să nu stricăm frumusețe de geamlăc din care ne tragem ca popor. Cert e că nu se mai putea sta cu centrul ăla vechi pentru că partidul n-avea bani să-l renoveze, cum trebuia, și în ciuda restaurantelor la care boomerii se distrau cu lăutare și friptură de ce avem, șobolanii tot făceau bar hopping. Și în esență nu era frumix. Dar a venit revoluția. Probabil îți imaginezi că pe 26 decembrie 1989 au ieșit toți să petreacă în centrul vechi și să dea șaturi cu cola și blugi, că doar erau liberi și îl maziriseră pe Ceaușescu la masa de Crăciun. Dar nu! Centrul vechi a rămas zeci de ani într-o mlaștină legislativă pentru că era populat de oameni săraci. Îți amintești ce am zis mai devreme? Ei au rămas acolo așteptând apartamentele de la Ceaușescu, pe care ne tu nu le-a mai făcut pe motiv că ce să vezi? Murise. Dar la haosul oamenilor au contribuit și interesele primilor primari. Oarecare? Cei care au mirosit zvâcul imobiliar doar că trebuiau să se miște cumva grațios în a scăpa de săraci. Acum lucrurile devin foarte interesante. Pentru că ne dăm seama cam cine a făcut Revoluția, care a fost spiritul civic al vremurilor și cam care să ia care îi ceartă pe copiii de azi că stau pe Insta, în loc să muncească pentru pensii. Arde ars un pic, nu? Pe scurt, pentru că mi-ai jurat cu mâna pe outfitul de club că o să cumperi și o să citești cartea menționată la început, primarii din București au început să gentrifice cu forța centrul vechi și să-l facă european. În mare parte cu bani de la UE, ca să fie frumix, să vină turiști. Dar pentru asta a fost nevoie să se care săracii și businessurile alea comuniste. Că cine are nevoie de croitori și cizmari când ești beat de cazin ghete? Cum scap de săraci? Nu faci infrastructură. Așa că locatarii și chiriașii nu trăiau în același secol cu ceilalți bucureșteni. Se stătea într-o așteptare să cadă casele pe ei. Sabotați ca la 1600 când voiai să cucerești o cetate fără să o bombardezi și cu ajutorul celei de-a patra putori în stat, presa, presa. S-a scris despre faptul că în centrul vechi stau cei mai răi oameni, hoți, drogați, infractori, care se întâmplă să fie romi. Asta pentru că pe vremea aia presa nu era ca azi. Și azi e mizerabilă. Dar azi bagă la înaintare și asistații social, când vor să te convingă să urăști o categorie socială. Sunt sigur că nu ți-a spus nimeni că mulți dintre ăia pe care i-a prins Revoluția în centrul vechi erau chiriași la stat. Apoi, blocați pentru că proprietarii istorici ai acelor case din centrul vechi, de dinainte de comunism, își voiau locuințele. Apoi, trimiși la plimbare de un stat care nu mai termina locuințele comuniste, iar într-un final mințiți de acela stat pentru că locuințele, într-un final terminate și destinate lor, au fost date pe nașpa unora de prin partide. Da chiar, care candidat la alegerile locale din București 2024 crezi că a primit un astfel de apartament pe șpârlă? Comentează. Important e ca tu, dirijat de presă și politicieni, să crezi că ăia din centrul vechi, care se întâmplă să fie romi și săraci, au luat cu jap niște case. Nu care cumva să crezi că au fost așa multă corupție după Revoluție și atâta indiferență din partea poporului bătut în cap curul rulmenți Tinere, ai loc în bagajul pe care îl faci ca să te muți din țară și de moștenirea generației care a permis haosul din 90? Într-un final, azi. Centrul vechi e o butaforie de cluburi în care, de fapt, nimeni nu-ți recomandă să mergi pentru că este ceea ce străinii numesc tourist trap. Au și străinii de-astea, n-am inventat noi pițipon la scumpă. Une mai pui că aerul istoric de centru vechi este aproape imposibil de remarcat, clădirile vechi fiind acoperite de un branding sufocant, chicios și analfabet, care denotă că zona nu are o identitate nici istorică, nici hashtag geamlâc, nimic, e un bălci. Nici nu e nevoie de toate acele clădiri cu adevărat vechi. Ar putea pune toate cluburile în containere și ar fi același lucru. Dar poate chiar ăsta e planul pentru următorul 4 martie. Pentru că da, nici nu ți-a mai zis despre faptul că, în esență, se așteaptă următorul cutremur mare care să curețe toată zona și să se poată ridica, în sfârșit, visul comunist. De data asta, cu aer capitalist. Stai liniștit. Cele mai multe apartamente au fost deja vândute. Bun. Acum că te-ai îmbrăcat așa frumos, nu uita să-ți în club și rucsacul de urgență anticutremur. Orgeant aplic în cazul doamnelor. Și să nu uiți nici faptul că centrul vechi e o butaforie istorică, într-o butaforie capitalistă, într-o butaforie comunistă, într-o butaforie identitară. Petrecere frumoasă. Și vezi că următorul episod apare când ăsta o să sară de... Iulian, la câte vizualizări lansăm următorul episod? 30 de mii? Hai 30 de mii. 30 de 30 de mii. Despre ce e următorul episod? Mersul la vot. Nu de alta, dar te văd că ești fier pe subiectul ăsta. Cu plăcere.